Evenimentul a fost organizat la Ipotești de Memorialul Ipotești, Centrul Național de Studii Mihai Eminescu, alături de Muzeul Literaturii Române din Iași și Asociația Romenii Moldavii în Veneto. La evenimentul sărbătorit pe 21 martie au participat personalități culturale și diplomatice din România, poeți, critici, artiști vizuali, editori și traducători din Italia și România, precum și jurnaliști români și italieni, chiar de la Corriere della Sera sau Il Gazzettino. Este un proiect frumos în care ne-am reunit trei instituții, instituția gazdă, care e Memorialul Ipotești, apoi Muzeul Literaturii Românii din Iași și o asociație culturală bazată la Veneția, Romenii Moldavii în Veneto, care e condusă tot de un botoșanean de origine și împreună facem aici, sărbătorim aici Ziua Mondială a Poeziei, probabil că e cel mai potrivit loc din România să se întâmple lucrul ăsta, prin mai multe lucruri. În primul rând, prin deschiderea unei biblioteci de poezie italiene, care se adaugă bibliotecii de poezie românească, care deja există, care are mai mult de 10.000 de volume aici la Memorialul Ipotești. Apoi, noi de la Muzeul Literaturii lansăm rezidențele pentru traducători, rezidențele pentru traducători străini, rezidențele Filit, sunt rezidențe ale Festivalului Internațional de Literatură și Traducere pentru traducătorii străini. Și un proiect în festival, dar care se desfășoară practic pe mai multe luni în timpul anului, și un proiect regional. Avem două rezidențe la Ipotești, avem o rezidență la Brăila și avem și două rezidențe la Iași, dar avem și o rezidență la Suceava, la Vatra Dornei, la o pensiune, o rezidență susținută de Clubul Rotary din Suceava. De admitere, am avut și anul trecut la Vatra Dornei, la fosta casa lui Lucian Blaga, am avut două rezidențe de traducători anul trecut. Anul ăsta nu a rămas decât una la Suceava, dar e bine și așa, pentru că eu țin foarte mult ca să construim proiecte regionale, fiindcă toată lumea se poate implica și toată lumea poate beneficia de pe urma acestor proiecte. Sunt și stabile proiectele acestea? Sunt pe termen lung gândite ele? Sunt cu rezultate concrete? Pentru că una e să vorbim abstract și una e să vedem ce se poate obține de pe urma acestor parteneriate, chiar și internaționale, cum e acesta. Corect. Noi festivalul îl facem anul acesta a treia ediție. E un festival cel mai mare din România, evident, festival literar din România, evident, iar presa străină, și spun aici El País sau Frankfurter Allgemeine Zeitung, spun că e și cel mai mare festival literar din estul Europei. Deci un festival efectiv european la nivel foarte înalt, iar rezidențele fac parte din acest festival, pentru că un festival nu înseamnă numai cele 5 zile în care se întâmplă lecturi publice și întâlniri cu scriitori, ci înseamnă și multe alte lucruri. Ori, printre aceste multe alte lucruri, se numără și rezidențele. Care-i profitul concret, că practic la asta se referă întrebarea, e faptul că traducătorii străini vin în România, sunt motivați să traducă în continuare din limba română, descoperă literatura română, descoperă limba vie, vorbită, fie că e vorba de Iași, de Ipotești sau de Vatra Dornei sau Suceava, și după aceea traduc autori care au legătură cu zona respectivă. Iar dintre traducerile care deja au fost făcute anul trecut în aceste rezidențe, rezidențele am început de la a doua ediție, nu de la prima ediție, deja noi la editura muzeilor literare de la Muzeul Literaturii am și început să le publicăm. Deci apar cărți în limbi străine, cărți care nu zac în depozite. Pe de o parte sunt prezente la muzee, iar pe de altă parte noi le prezentăm la târguri internaționale de carte. Deja. Și vorbim și de autori contemporani. De autori contemporani, nu numai. Începem cu clasici, dar vizăm și autorii contemporani, evident, pentru că e bine ca atunci când promovezi cultura, s-o promovezi, sau literatura, s-o promovezi pe mai multe straturi, pentru că există mai multe tipuri de audiență și atunci poți să ajungi la tipuri de audiență diferite în țara sau la cultura în care te adresezi. Și am mers la Târgul de Carte de la Viena. Acum, chiar în zilele astea, ne aflăm la Târgul de Carte de la Paris, editura muzeilor literare. Urmează să mergem la Torino, mergem la Budapesta și cărți traduse în aceste rezidențe pentru traducători. Care sunt autorii preferați de străini pentru traducere? Vă mai amintiți? Sau puteți numera câțiva dintre Pe care îi preferă străinii?
Eu mă amintesc, de exemplu, englezul a preferat Alexandrii însemnări de călătorie. Mulți traduc creangă, pentru că piața pentru copii e foarte dezvoltată în aceste țări și atunci vii cu o carte pentru copii foarte ușor să intre pe cultură. Plus, și Eminescu, ne aflăm aici. Și Eminescu, automat. Dar, de exemplu, traducătoarea care a venit o tradus și poezii din Eminescu, dar o prefera proză. Și-o tradus câteva proze din Eminescu pe care o să le scoate tot noi, încă nu a apărut cartea, de trebuie să apară în următoarele săptămâni la editura Muzeilor Literare. Și foarte important, de exemplu, s-o tradus creangă în italiană. Un lucru la care noi nu ne-am gândit e faptul că sunt foarte mulți copii români care uită limba română și părinții sunt bucuroși să le aducă cultura românească, chiar dacă o citesc în italiană, pentru că e un mod de a apropia de România. Uite, în această limbă pe care tu ai învățat-o aici, poți să citești autori români pe care eu când eram mic îi citeam în românești acasă. Partenerii italieni, cu ce idei vin la acest proiect? Partenerii italieni în proiectul de care vorbim la Ziua Mondială a Poeziei vin în primul rând cu donația de carte de poezie spiste 1000 de volume pentru bibliotecă și după aceea vin cu, în fine, cu un program cultural, cu o pictură, cu muzică, cu celelalte, dar și cu receptarea ceea ce se întâmplă aici în Italia. Sunt doi jurnaliști, chiar trei, dar doi este de la Curiere de la Sera, care vor scrie acolo, plus unul dintre jurnaliști la Curiere de la Sera gestionează blogul de poezie. Deci e un mod, dacă vreți, și de a promova într-un fel sau altul autorii români acolo, pentru că e un context în care se pot crea, după abilitățile fiecăruia, legături care mai târziu vor folosi cumva. Deci încurajați modelul acesta și cu parteneriate din alte țări. Cu siguranță, da. Aș vrea ca anul viitor, de pildă, să facem cu Franța, peste 2 ani să facem cu Anglia. Adică să încercăm să aducem modele culturale din diferite țări aici la Ipotești. Acest minunat prilej ne este oferit de Ziua Internațională a Poeziei. Este o sărbătoare internațională declarată astfel de UNESCO. Pentru mine este o dublă onoare să fiu aici. Sunt reprezentant al Ministerului Afacerilor Externe, Direcția Diplomație Publică, Culturală și Științifică, dar și în calitatea mea de fost director adjunct și director interimar al Institutului Român de Cultură și Cercetare Umanistică de la Veneția. Cum spuneați, cred că este pentru prima dată când la Ipotești, de fapt, într-un mini-turneu sunt adunate atâtea personalități ale vieții venețiene. Institutul Român de la Veneția i-a avut printre colaboratori, este vorba de scriitori, de artiști plastici, de muzicieni, dar sunt prezenți și reprezentanții ai mediului de afaceri. Iar acest eveniment cu adevărat impresionant nu ar fi putut avea loc fără sprijinul unei asociații care reprezintă comunitatea de români din Veneto și care pot să spun că în ultimii ani este una dintre cele mai active în Italia, făcând cunoscute în primul rând valorile culturale românești. Acesta este unul din obiectivele asociației, iar Ministerul de Externe și Institutul Român de la Veneția, ca și celelalte institute din rețeaua celor 17 institute culturale naționale în străinătate, sunt foarte bucuroase să sprijine inițiativele culturale ale diasporei. Și pe lângă promovarea culturii române în Italia, prin această asociație, cu ce vor pleca ei înapoi acasă? Cei care sunt... Știu că au adus o bibliotecă întreagă de cărți, asta știm deja. Cei care sunt prezenți aici, practic sunt pentru prima dată la Ipotești, dar nu sunt pentru prima dată în România. Grație atât asociației amintite, dar și Institutului de la Veneția, dar și celălalt institut cultural al României, care este Academia di Romania de la Roma, astfel de schimburi reciproce au avut loc
în primul rând între asociații de scritori din România și asociații de scritori din Italia, iar o altă ocazie care se petrece deja de 4 ani este prezența României la Salonul Internațional de Carte de la Torino, care urmează să aibă acum loc în luna mai și în care aș putea să spun că este cea mai bogată recoltă de traduceri în Italia din literatura română. Această recoltă având loc anul acesta la 3 ani după ce România a fost țară invitată la Salonul de Carte de la Torino. Programul activităților culturale a fost bogat și pe placul invitaților. Acesta a cuprins recitaluri de poezie cu poeți români și italieni, proiecții de filme, piese de teatru, mese rotunde profesionale, vernisaje, prezentări de proiecte culturale. Momentul colaborării cu Italia a fost marcat prin inaugurarea secției de carte în limba italiană din cadrul Bibliotecii Naționale de Poezie de la Ipotești. Toate evenimentele au fost concepute în ideea susținerii creației poetice, stabilirii unui dialog între poezia românească și cea italiană, precum și pentru promovarea activității culturale la nivel internațional.